dragii noștri telespectatori, vă salut cu mare drag și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Bomondă. Iar dacă vreți să aflați cine sunt minunații noștri invitați din această seară, fiți cu ochii pe noi! Ochiul tău iubit, plin de mângâieri, dulce mi-au lucit până ieri. Oare te pierdui pe acest pământ, fără ca să-mi spui un cuvânt? Luna zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci, până ți se închid ochii dulci. Na 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 na. Na 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 na. Chipul tău frumos să-l privesc întreg, cu atât folos să mă aleg. Să apari ca-n vis acelei vederi care mi-au surâs până ieri. Oare te înduri să mă lași genul de păduri drăgălaș? Zină din păduri, umbră din povești, glas al dulcei guri, unde ești? Na 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 na. V-ați dat seama, dragii noștri, invitații noștri din această seară sunt formația Acord, pe care îi salutăm cu mare drag. Bună ziua! Vă salutăm și vă bine salutăm. V-am găsit, ne bucurăm că suntem iarăși în platoul dumneavoastră. Eu vă salut cu mare drag și să știți că de fiecare dată suntem mândri să veniți la noi. Mulțumim. Și să vă primim. Mulțumim și pentru noi este o plăcere astăzi să avem un dialog sincer și frumos în premieră cu dumneavoastră. Vreau să zic preferații mei interpreți, mai ales din acești ani. Îmi sunteți foarte dragi, cred că nu sunt unica care vă admiră și mai ales de când sunteți în această, să zic, componență, ați reușit deja să spargeți orice tipar și să ajungeți la niște reușite extraordinar de frumoase, cu care vă felicit. Mulțumim. Și vă doresc o continuare frumoasă. Mulțumim, doamna Liliana. Într-adevăr,
Odată cu venirea lui Eduard s-au produs multe schimbări, chiar văd și eu, simt că publicul ne-a primit și ne-a acceptat și ne-a iubit. Știți cum ar fi ca și criticul doamnei Anișoara Puic, a doua tinerețe a început, știu eu, a doua viață a început, a formației Acord. Dar să spună Eduard, cum se simte el? Da, vedeți că eu am avut nevoie de o astfel de echipă, am avut nevoie de experiență, de băieți profesioniști și am primit mai mult. Am primit o familie, am primit niște prieteni adevărați cu care facem ceea ce vrem noi, ce ne este dat să facem noi. Face muzică și, după cum vedem, văzând feedback-urile oamenilor, ne reușește. Sper că... Da, desigur, dragii noștri telespectatori, vreau să vă readuc aminte aici cu un fragment din Zboară fluturi, prima piesă care au lansat-o formația Acord în această nouă componență, pot să zic, care pare deja atât de veche pentru că ați lansat atât de multe piese frumoase. Fiți cu ochii la ecran. Zboară fluturi și nu se mai întorc, iar eu mai cred că voi iubi. Zboară fluturi și nu se mai întorc, iar eu aștept când vor veni. La 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 le. Încerc să spun, mă întru în palma ta. În palma ta e cel mai greu, l-am ales eu cu inima, cu inima. De câte ori eu aripim rupeam ca tu să zbori, de câte ori eu aripim rupeam. Zboară fluturi și nu se mai întorc, iar eu mai cred că voi iubi. Zboară fluturi și nu se mai întorc, iar eu aștept când vor veni. La 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 le. Eu mai cred că voi iubi. Zboară fluturi și nu se mai întorc, iar eu aștept când vor veni. Lansarea acestui frumos videoclip pe care l-ați urmărit, numai ce, dragii noștri, se întâmpla pe data de 10 noiembrie 2019. Ce emoții am avut, îmi aduc aminte. Era un examen al vieții atunci când am lansat această piesă, pentru că oarecum pot să zic că era un nou început, o nouă etapă, o nouă viață pentru formația Acord. Eu aveam emoții foarte mari pentru ce, cum va fi mai departe, doar de avea emoții pentru cum îl va primi publicul. Și cred că Zboară fluturi va rămâne întotdeauna pentru noi o piesă, îmi permit să zic așa, fragilă, sensibilă și știi, ca un prim,
ca un bebeluș mic, știi, care iată își face ia viață. Ca o emblemă a voastră. Exact. Această piesă este cu atât mai importantă pentru că ea v-a făcut să vă lansați în această nouă componență și cred că pentru voi feedback-ul publicului a fost unul important. Pentru că fiecare dintre interpreții atunci când lansează sau o echipă nouă, nu sunt siguri, oare va primi publicul așa cum se cuvine această piesă, oare exact. Nu? Și eu cred că asta v-a dat reușita acestei piese, v-a dat aripi și motivații să continuați. A fost un involt, mai ales că ți-mi minte că am lucrat mult. Ții minte la piesă, mă refer că am imprimat-o odată, am mers la București, după care am vrut să facem niște schimbări și am plecat iarăși la București și am imprimat încă o dată în studiourile HH Production. Dar, cum a spus Eduard și mi-a plăcut, după ce am lansat Zboară Fluturilor, zic că piesele cele frumoase abia urmează să le facem și, într-adevăr, unde a fost un record pentru noi, Prizoniera, pe care o cântăm astăzi pentru voi. Corect, dar vreau să zic că după această piesă Zboară Fluturi, a urmat piesa Horadorului, da. Care iarăși a avut un succes extraordinar. La cui a fost ideea acestei piese? Pentru că noi, publicul, mă refer la public, când am urmărit deja Zboară Fluturi, ne gândeam, după atâta, acolo se simte că este un efort enorm, un lucru extraordinar de complicat, greu, un videoclip, iarăși, foarte, să zic așa... S-a lucrat mult, da. Se vede munca, se vede o muncă enormă în acest videoclip, piesa, extraordinar. Și ne gândeam, oare cât de curând vor mai lansa următoarea piesă? Și iată-vă că apăreți deja în ianuarie cu piesa Horadorului. Da, și a fost anume lansat în noaptea de Revelion, după care am văzut timp de câteva ore reacția publicului și numărul de vizualizări. Și am rămas șocat. Pentru noi, în genere, a fost o provocare să interpretăm o astfel de piese, trecând de la muzică ușoară pop, dar Iurie, când ne-a arătat ideea lui, să zic eu, noi am rămas captivați. Și noi ne-am îndrăgostit în această piesă, am depus suflet și ea și uite că... public s-a îndrăgostit în această piesă. Da. Unde o cântăm, oriunde o cântăm, oriunde venim cu această piesă, chiar am mers acum și în România, la câteva emisiuni și am cântat Horadorului și i-au zis, vai, ce piesă minunată, vreau să menționez neapărat că este o piesă pe care a cântat-o minunata noastră interpretă Nina Curlicovski, doar că noi am redenumit-o Horadorului, ea fiind Hora Mare în original. Da. Am înțeles că a fost cântată și de corul Doina. Probabil că mai sunt anumite interpretări, nu le cunoaștem, dar luând varianta și, să zic eu, originalul, hai să zic așa, cântat de doamna Curlicovski, noi am adaptat și am făcut o variantă, să zic așa, 2021. Vreau să vă zic că a fost foarte reușit. Da, eu mersi. Am rămas impresionat și nu numai eu, iarăși mă repet, dar chiar meritați. Este piesa care se cântă la bis, la nunți, la petreceri, la cumătrii, când mergem bis, Horadorului la bis. Și pe această cale vreau să-l menționez numai decât pe domnul Iurie Bădicu, care este nu doar un producător, dar este un părinte inspirațional, exact. Aș zice așa, care permanent vă dă sfaturi și chiar... Da. Majoritatea pieselor dumnealui face și versuri. Da, noi de fapt lucrăm împreună la piese și textele în mod special îi aparțin lui Iurie. Da, noi îl felicităm și pe dumnealui și pe această mulțumim. Cale și îi mulțumim pentru toate aceste opere care ne le aduce spre vizualizare și audiția publicului nostru și care sunt atât de apreciate. Și iată că în martie 2020, după ianuarie, adică foarte repede, voi sunteți foarte activi și vreau să zic că nu doar lansați piese, dar lansați piese de calitate. Cred că acest lucru este cel mai meritabil al vostru, pentru că nu lansați orice ar fi. Voi sunteți, cum zicea Eduard acum în culise, că aceste piese trec niște filtre până a ieși în vizorul publicului. Da. Deci că aici vorbim de piesa Unde, care este pe primul loc în, să zic, în topul vizualizărilor voastre. Cât avem? Câte vizualizări avem la Unde? 3 milioane și 3 milioane jumătate, probabil. Da. Vreau să adaug la ce ați spus dumneavoastră. Cred că este o combinație între gust,
profesionalism, tehnică, cunoștințe teoretice, muzicale și talent. Și astea cred că sunt filtrele sau ingredientele necesare pentru un produs calitativ. Sunt de acord. Da, mai ales că e doar spune acum și eu mă gândeam, într-adevăr, noi putem vorbi acum că se face muzica, se face textul, se face și se cântă piesa. Dar procesul propriu zis e atât de intensiv. Absolut, e foarte intens. E foarte cu sacrificii, dacă vreți. Pentru că se întâmplă anumite lucruri care nu-mi plac mie, nu le plac lui Eduard. Iurie zice categoric nu facem asta, eu bună vremea și atunci. Dar asta este laboratorul în care se construiește tot. Sigur că la suprafață întotdeauna iese rezultatul. Final, care pentru noi este foarte important și astăzi o să vă cântăm și o premieră despre care o să vorbim mai târziu și fiecare piesă pe care o lansăm pentru noi este ca un examen, este ca un test pe care îl dăm publicului și așteptăm feedback-ul întotdeauna. Feedback-ul a fost unul foarte bun și continuă să fie, vreau să zic, mai ales pentru această piesă, dar în general pentru toate piesele voastre. Mersi. Și voi nu vă opriți aici. Continuați cu strada zilelor senine. Exact. Care ne-a luminat strada tuturor. Apropo, strada zilelor senine a fost piesa pe care am scris-o cu cele mai mari intense emoții legate de pandemie. Pentru că imediat după ce am lansat Unde, ți-am minte că am fost la câteva emisiuni, am prezentat piesa și pac, se intră în pandemie. A fost o perioadă foarte grea și în luna aprilie am scris piesa asta, fiind doar noi trei în studio, neavând acces la nimeni. Și având în vedere că de la Unde până la strada zilelor senine era interval de cât? Nici o lună, pare mi se. O lună și... Da, am lansat-o la sfârșit de mai, da. Dar însuși procesul l-am... Sfârșit de mai? Da, noi piesa am lansat-o la sfârșit, stai. Deci piesa a fost lansată în iunie, propriu. Da, pe 29 iunie. Dar piesa am scris-o în aprilie și mi-aduc aminte cum ne dezinfectam toți și ne ștergeam și cântam la pian și doar la chitară. Și iar ne dezinfectam, eram într-o panică, vă dați seama, toată lumea nu știa cum să se comporte cu această... Acum lumea a înțeles cum se mănâncă pandemia asta nebună și cum stau lucrurile. Și e complicat în așa circunstanțe artă să faci, știi? Stresant, foarte stresant. Și totuși... mai ales că atunci era la început pandemiei și toți eram, nu știam ce să facem, eram cam pierduți și nu știam cum să ne comportăm. Noi așa am zis cu băieții, hai să facem o piesă optimistă, că o să fie bine. Dar asta vroiam să zic, totuși cât de luminoasă a ieșit această piesă, a fost atât, uite, era acel suflu de aer de care toți aveam nevoie. Da. Și eu cred că asta s-a resimțit când ați lansat această piesă. Da, ea a fost cumva o toți știi așa, sau a fost un soare pentru toți noi, da. Da. Fiindcă aveam posibilitatea și puteam să alegem între o piesă dramatică, să tristă, apăsăm pe locul dureros, da? Dar totuși am decis să venim cu ceva pozitiv și motivațional. Că vor fi zile senine. Da, și eu cred că noi am reușit. Da. Am reușit pentru că când am lansat piesa asta, luna iunie, nu știu cum știi, ea a fost așa ca o oază de... să fie bine, să fie bine. Da. Și apoi, în toamnă deja ați lansat și Prizoniera. Este o piesă la care nu aveți încă un videoclip. Sper că o să-l faceți, sau nu? Sperăm și noi lucrurile. Dar care a avut un foarte mare succes. Care este a doua în topul vostru de vizualități, da? Da, apropo la Prizoniera, vreau să zic că după câteva clipuri reușite și frumoase, am zis că, uite, avem o piesă care ne place foarte mult nouă, dar o lansăm cu un cover foto, adică cu o imagine cover și ne-am pus foarte multe întrebări. Noi, ce va fi? Cum va merge piesa cu o fotografie? Dar ea a reușit să facă în jumătate de an, da, 2 milioane și ceva de vizualizări. Da. Foarte multă lume crede că noi vorbim despre dolari, despre euro, când zicem de milioane, dar ele sunt vizualizări. Și noi suntem foarte mulțumiți de rezultat. Piesă cu poză care și-a, să zic eu, și-a prins efectul. Da, și aici, să zicem, să accentuăm versurile lui Iurie. Noi când am auzit refrenul am zis că ăsta e. Asta bate direct în țintă.
Iar pentru telespectatorii noștri, cei care nu au reușit să asculte această piesă, noi vă invităm chiar acum aici la noi în studio să ne o cântați. Cu mare drag. Pentru mare ca cei de acasă să o vizualizeze și să o audă cât e de frumos. Prizoniera pentru voi. Opresc mașina pe bandă dreaptă și dau volumul plin. E piesa mea, e preferată, e despre destin. Coboară geamul și ploaia-mi lasă urme pe cravată. Oare ce crede acum, ce zice a mea? Și te doare, te-ntorci fără trofeu. Tu erai cândva eroul mare, prizonieră eram eu. Ai pierdut războiul și te doare. Și Eduard, ne-ați încântat cu această frumoasă melodie. Sper că publicul nostru au apreciat-o.
Și îi invităm pe canalul vostru de YouTube să vizualizeze toate piesele și de ce nu să vă pună acolo și un like. Like și un comentariu și un share. Și pe Facebook, Acord Oficial, și pe Instagram. Și să știți că Acord continuă să ne uimească cu piese frumoase. Și următoarea piesă după Prizoniera a fost Cine s-a născut aici? Da, da. De fapt, piesa Cine s-a născut aici, noi am lansat-o oficial de Ziua Limbii Române, dar am cântat-o deja, am propus-o în televiziune, în concerte, un pic mai târziu. O piesă care, apropo, a fost, este destinată pentru toți cei care sunt departe de casă, pentru că așa este textul. Cine s-a născut aici, tot aici crește. Și piesa asta tot merge foarte bine când e vorba de public, oameni, petrecere, sărbătoare. Ea transmite un mesaj de bucurie. Noi fiind o televiziune care, datorită platformei noastre online, suntem vizualizați din 136 de țări ale lumii. Toți cei plecați de acasă, din țărișoara noastră, toate diasporile, au posibilitatea să-i urmărească pe acești frumoși și talentați băieți și să audă mesajul lor pozitiv oriunde nu s-ar afla în lume. Da, noi întotdeauna am cântat, cântăm și urmează. Eu tare aștept să se finalizeze această pandemie ca să putem ajunge în toate orașele frumoase din Europa și din America. De ce nu? Pentru că am avut concerte și în Canada și în Statele Unite. Să revenim, să cântăm pentru moldovenii noștri de pretutindeni. Pentru că eu știu cât de tare ei așteaptă și cât de tare lor este dor de muzica și de energia asta de acasă. Cu siguranță că atunci când se vor deschide frontierele, cei de parte de casă o să vă solicite neîncetat. Da. Să avem un turneu internațional. Și vreau să adaug la piesa Cine s-a născut aici. Ea vine cu scopul de a întări valorile noastre, valorile neamului nostru, prin vers, prin muzică și... fiindcă noi încercăm chiar să ieșim puțin uneori din standardele pop, standardele moderne și tendințele, să zic eu, și să readucem aminte oamenilor că voi sunteți moldoveni, voi v-ați născut aici. Da, așa că... este despre noi. Și uitați-vă, băieți, că de ce voi sunteți admirați și atât de interesanți pentru public? Pentru că voi aveți piese extraordinare, dar și variate, aș vrea să zic. Pentru că, uitați-vă, voi săriți și aveți, să zic așa, o gamă largă de produse în repertoriul vostru, chiar dacă sunteți foarte puțin timp împreună, dar ați reușit să faceți așa o combinație de stiluri. Eu cred că oricare ar fi, orice persoană ar regăsi în repertoriul vostru anume o piesă care îl reprezintă cel mai mult. Asta și-a fost întotdeauna scopul formației Acord, de a avea piese și mesaj pentru toate gusturile și pentru toate vârstele. Adică se cântă de la Eminescu până la Eminescu 2021, da? Și de la Horadorului până la piese Strada Zilor Sene. Adică este o diversitate de... să nu zic de melodic, oricum fiecare piesă își are amprenta noastră. Desigur. Și lumea zice că asta este Acord, pentru că automat se simte mâna și amprenta noastră ca și trupă. Dar asta de fapt este și secretul succesului până la urmă. Dacă tu ești foarte în gust ca și spectru muzical, da, și cânti uite doar așa piese, ori doar despre asta, ori doar, nu știu, mie mi se pare asta foarte, nu greșit, dar foarte... incomplet, exact. Și cum zicea Eduard, toate ingredientele care le-ai spus mai sus, dacă lipsește unul din ele, iarăși. Da, prăbușește clădirea. Tot, da. Stimată Liliana, atât de mult ne lăudați în acest interviu, publicul o să zic că băi, băieții ăștia n-au nimic negativ. De rău, ei, nimic, da, de rău. Hai să spunem ceva de rău. Când construiți acest turn, da, pe care îl numim noi, acest, la fiecare piesă, construiți un turn al succesului, așa. Deci, evident că acolo, în culise, aveți unele... neînțelegeri, da? Sigur, întotdeauna există momente și mai neplăcute și momente mai când... În general, procesul artistic este un proces foarte
emoționant, da? Adică, și extremist. Da, pentru că tu întotdeauna iart, asta nu se face cumva, știi, că 2 plus 2 egal cu 4, adică întotdeauna lucrurile se bazează pe emoții. Și atunci, sigur că apar foarte multe momente, întrebări, arta de a reuși să le depășești și de a merge la compromis și de a înțelege cum e mai bine, este un mare secret. Părerea mea. Dar eu mă bucur că Liana astăzi ne laudă atât de mult și vorbește atât de frumos despre noi, pentru că în majoritatea cazurilor jurnaliștii întotdeauna și prezentatorii te provoacă să spună ceva de rău. Da, mulțumim. Eu nu cred că voi aveți foarte multe de rău de spus. Evident că fiecare când în procesul de muncă întâlnește greutăți, dar la suprafață și ceea ce vede publicul e mereu pozitiv. Pentru că interpreții trebuie să aducă bucurie în sufletele oamenilor. Asta e misiunea. Deci nu negativitate. Absolut. Și de asta noi continuăm să rămânem pe Absolut. Linia pozitivă, pentru că cei care ne privesc trebuie să primească emoții pozitive. Absolut. Chiar vorbeam zilele astea cu Eduard împreună, zic că uite așa este viața de artist. Oricât de mari și multe probleme nu ar exista dincolo de ușa casei sau de unde ești, întotdeauna trebuie să vii în public, să zâmbești, să fii pozitiv, să fii bine dispus, chiar dacă te doare sufletul, chiar dacă cineva e la spital, chiar dacă cineva e foarte grav și multe momente de genul ăsta. Dar noi asta încercăm să facem, să trăim cu emoții pozitive, pentru că de asta avem noi nevoie artiștii ca să creăm și de asta are nevoie publicul, oamenii. Și chiar în scenă, pentru că am urmărit mai multe evoluări ale voastre și chiar în scenă voi știți să redați emoția și, cum zici tu, poate după culise ai alte, retrăiri sau te mai doare ceva, dar în scenă niciodată, deci întotdeauna sunteți perfecți, voi știți acolo să vă Mulțumim. Renașteți, în scenă Mulțumim. Sunteți extraordinari. Asta este misiunea noastră, și atrage publicul, cred că, să vă urmărească și să vă admire atât de mult. Mulțumim. Pentru că Mulțumim. Asta nu eu spun, asta se vede din toate vizualizările voastre, din toate invitațiile voastre la evenimente, la sărbători. Oamenii le place să petreacă timpul cu voi, pentru că voi aduceți acea pozitivitate de care fiecare are nevoie. Mersi, mersi, încercăm să facem tot ce putem mai bine. Și chiar în mesajul pe care l-ați adus de Crăciun cu videoclipul vostru extraordinar de frumos și chiar haios, da? De care a fost și el o provocare, de fapt, pentru noi. Da, iarăși ceva deosebit. Da, atunci când Roman Burlaca ne-a propus să filmăm așa un videoclip la piesa Te aștept în seara de Crăciun, unul, să zicem așa, că e mai mult ca un film de Crăciun, de sărbători, așa cum fac și rușii, practic, filmele astea foarte așa amuzante, să zic eu. Și eu cred că noi am reușit. Nu știu, lumea a privit și privește. Eu vă să rog regia să ne pună începutul acestui videoclip, să urmărească telespectatorii noștri, chiarăși din nou, cei care n-au reușit să-l urmărească, canalul de YouTube. Trebuie să-l vedeți integral, toate 7 minute. Acolo e momentul cu Ios de la Tolia, el e e moment crucial. Ios de la Tolia. Aici e Dimo 26, da? Dimo 26. Stați aici, da? Iași. Stați. Care tole? Unde, unde ești iubirea mea ce mare? Ești pe Marte? Ești pe Luna sau pe Soare? Ești aici? Ori ești aici? Ești aici? Sau unde? Vesel atunci, în seara aceea de decembrie, când am filmat, mă duc aminte, după filmări, eram obosit. Și iarăși, nu știu care a fost în spatele culiselor lucru enorm care a fost depus, dar ceea ce se vede, se vede o masă de prieteni relaxați, ceea ce se transmite și publicului, iată această plăcere de a vă avea împreună. Dacă ați știți dumneavoastră ce incident am avut după acest videoclip, dar eu am să vă postez pe scurt, nu mult, pentru că eram foarte obosiți, era ora 5 dimineață, aveam o mașină plină de costume și de oameni și de actori și ne-a oprit poliția.
și încercam să rezolvăm, să decidem ce facem mai departe. Adică a fost o situație foarte interesantă, dar până la urmă vedeți că rezultatul contează. Da, corect. Da. Acolo se vede relaxare, se vede prietenie, se vede, să zic, confortul ăsta din familie, da? E extraordinar rezultatul final. Da, și actorii, mi-aduc aminte, au venit pe la ora 6, 7 seara, nu mai țin minte, și au intrat în platou de filmări abia la vreo 1 noaptea. Până dimineață. Da, e așa, așa e. Nu și apoi ai dormit 3 zile. Cam așa serios, a fost, da. Serios, câteodată după aceste filmări, după aceste... Știi, te storci, le puteri. Noi avem nevoie să ne restabilim minimum 2 zile. Pentru că ele sunt extrem de emoționante, iată acum tot am pregătit o producție pe care o să o lansăm curând și a fost foarte intensă, foarte emoționantă. 3 zile ne-am revenit emoțional, nu? Da. N-am putut nici să stăm la telefon. Și apoi după acest mesaj, așa să zic eu, calm, de familie, amuzant, uite că veniți cu o piesă extraordinar de serioasă, Ochiul tău iubit, pe versurile lui Mihai Eminescu și muzica lui Eugen Boga. Da. Ei, uite că săriți iarăși de la un stil la altceva. De unde e această idee? E extraordinară. Ne-a stâmpărat. Printre altele, vă zic că eu când ascult această piesă mă cuprind mii de ori. Da, a fost un rezultat foarte frumos. Hai, povestește tu. Ochiul tău iubit pentru noi este un dar, să zic eu, de la Dumnezeu. Așa s-au așezat lucrurile. Noi am decis de ziua poetului Mihai Eminescu să înregistrăm această piesă sincer, sensibil, chitară, voce, după care a venit și ideea să facem filmarea și tot s-au așezat stelele pozitiv nouă, să zic cum. Am făcut o imagine superbă, da. Credem. Am rămas, ajută-mă, te rog. Da, mulțumiți, am rămas pentru că, în primul rând, noi ne-am propus să facem foarte repede totul. Și asta este producția și videoclipul care s-a făcut în 2 zile. Adică astăzi am imprimat și mâine am filmat. Știi, câteodată te pregătești, faci foarte mult, încerci să adori, asta nu merge, asta se schimbă, asta se adaugă, asta se scoate, dar aici a fost, știi, a mers ca pe unt. Am făcut piesa la studio, l-am sunat pe Oleg, regizorul, și am zis, Oleg, vrem să filmăm ceva la natură, știu că e frig, dar vezi tu că nu e un videoclip, de fapt este o stare mai mult, da? Corect, da. Dar el a ieșit un videoclip, propriu zis. Da. Și vreau să vă spunem că și astăzi, chiar ieri vorbeam cu prietenii mei care stau la Londra, m-au sunat și au zis că, uite, noi privim această piesă, o ascultăm și plângem. Plângem pentru că ea este atât de profundă. Sigur că e Doga și Eminescu, altceva mai mult, mai sus nu poate fi. Și plus la asta, cred cum că cum zice Eduard, da, un dar de la Dumnezeu. Da. Probabil că... Și știți... Onorați sunteți voi că ați anume voi ați ales și ați interpretat această piesă. Dar cred eu că și domnul Eugen Doga și Eminescu, dacă ar fi viu, s-ar mândri cu voi. Mulțumim. Mulțumim. Da, piesa asta are mai multe interpretări feminine, clasice, sunt diferite și în România și în Republica Moldova. Da, dar ceea ce ați făcut voi e total diferit și este foarte sensibil. Și datorită acestei lucrări, eu am avut ocazia să-l cunosc personal pe maestrul Eugen Doga și asta tot este un dar de la Dumnezeu. Sigur. Da, a fost o descoperire. Deja pot să mă laud. Da, noi mergem, am fost doar la maestru, chiar am stat câteva ori cu el așa foarte prietenește, sincer, și ne-a povestit multe lucruri interesante. Este un domn extraordinar, da, de la care, din fiecare cuvânt al lui este înțelept și fiecare frază e un sfat de viață, așa aș zice eu. Așa e. Așa este. Să dea Dumnezeu multă sănătate. Desigur, îi dorim multă sănătate domnului Doga și pulă multe piese în continuare. Mulțumim. Și să știți, aduce mesajele astea pozitive în continuare în sufletele oamenilor. Dar astăzi ați venit cu o premieră aici la noi, la Busec TV, și aș vrea să vorbim despre această piesă. Ați rămas totuși pe versurile lui Mihai Eminescu, dar este deja puțin altfel această piesă. Da, este o piesă,
să zic eu așa, cu influențe, cu momente mai speciale. Când zic mai speciale, mă refer la, o să auziți, piesa urmează, are o tentă așa mai orientală, are, să zic eu, o interpretare, pot să zic mai modern, nu că mai modernă, dar un mix, mai corect zis, nu o interpretare, un mix mai actual, mai actual, da. Sigur că iarăși ideea a pornit de la text, ideea a pornit de la această poezie, vezi rândunelele se duc, de ce nu vii, se numește poezia, și, dar noi ne-am inspirat de la fraza în lumea asta. Sunt femei cu ochi ce izvorăsc scântei, oricât ar fi ele de sus, ca tine nu-s. Ca tine nu-s. Și desigur că am rămas influențați după experiența cu ochiul tău iubit. Am zis, și maestrul Eugen Doga ne-a influențat mult, spunând că sunt texte și poeți universali care au niște texte care merită să fie citite și transmise, cântate. Da. Transmise, generații în creștere, de ce nu, cum ziceam, da. Că tânăra generație acum poate mai greu ia o carte în mână. Dar pe voi o să vă vizualizeze și acest mesaj pe care a vrut să-l transmită Eminescu prin poezia sa, uite că va dăinui prin piesa voastră. Asta ne dorim și ne bucurăm că acest lucru a fost înțeles, că de fapt mesajul poeziei și piesa propriu-zis s-au întruchipat așa, s-au îmbrăcat și este pentru toată lumea, de la mic la mare. Noi, dragii noștri, vă invităm cu mare drag să ne prezentați această piesă, că de altfel telespectatorii noștri sunt în suspans și așteaptă prea mult să vă vadă și să audă această minunată melodie.
dragi mei, m-ați lăsat și de această dată fără cuvinte, să zic așa. Deci toate cuvintele pe care vi le-am spus în această minunată întâlnire a noastră. Mulțumim. Se aplică, desigur, și la această piesă. Deci, colaborări fructuoase în continuare. Și vreau să zic un mare mulțumesc domnului Iurie Bădicu încă o dată pentru ceea ce poate realiza împreună cu voi și vouă pentru talentul și dăruirea pe care o depuneți în aceste minunate producții. Și noi mulțumim foarte mult producătorul nostru Iurie Bădicu și partenerilor, oamenilor care sunt alături de noi. Vreau să menționez neapărat pe Eugen Doibani, Nathan, care este alături de echipa noastră, întotdeauna ne ajută și face cele mai frumoase aranjamente muzicale. Și Sergiu Teacă, cel care are grijă de vocile noastre să sune bine în mix și în mastering. Și desigur vreau să vă mulțumim pentru această provocare să recapitulăm activitatea noastră. Da. A fost o experiență foarte interesantă, chiar am nostalgiat, țin să zic eu. Ne-am mai amintit din clipele care de fapt contează. De asta și ziceam la început că într-o perioadă atât de scurtă ați reușit să faceți atât de multe lucruri extraordinare și de parcă au trecut zeci de ani. Noi am luat o decizie foarte importantă în această pandemie, pentru că sigur că atunci când a început toată perioada asta, toți artiștii și toată lumea s-a stopat. Practic lumea a luat o decizie să nu mai producă ceva foarte important, pentru că este pandemie. Noi am decis cu echipa noastră că trebuie să lucrăm, trebuie să producem, trebuie să facem, trebuie să scriem, pentru că asta ne va ajuta să depășim această perioadă. Altfel, de fapt, asta este și menirea noastră ca artiști. Noi nu facem muzica doar pentru a fi, să zic eu, vândută, ori nu știu ce e făcută cu ea. Noi facem muzică pentru sufletele noastre și pentru sufletele spectatorilor noștri și asta este menirea noastră. Și cred că asta este menirea unui artist adevărat. Mulțumim, așa credem și noi. Abia așteptăm să se deschidă sălile de concert, să se deschidă accesul către public și să ne vedem cu toții la anunț, la petreceri. Avem un program superb, avem o echipă minunată, o să venim cu mare drag la toate petrecerile dumneavoastră, dragi telespectatori, să vă cântăm cele mai frumoase melodii pe care le avem. Cu siguranță că invitându-i pe acești bragi băieți din trupa Acord, nu veți regreta nicio secundă, pentru că buna dispoziție, acolo unde sunt ei, este mereu la ea acasă. Iar eu, dragii noștri telespectatori, vă zic la revedere până la o nouă întâlnire. Rămâneți cu ochii pe Busuioc TV, pentru că doar la acest post muzical de televiziune aveți artiștii cei mai îndrăgiți sufletelor dumneavoastră.